Bună ziua, oameni buni! Se apropie data alegerilor și trebuie să ne hotărâm pe cine punem în fruntea Galațului ca să ne administreze ceea ce avem în acest oraș și banii pe care îi plătim la taxe și impozite. Pentru că, ce să vezi, cu asta se ocupă cei care sunt, care lucrează, sunt la muncă și cei care sunt aleși în primăria Galați. După cum vedeți, până și în parcul acesta lucrurile nu stau foarte bine, e cam miserie, lucrurile sunt lăsate într-o delăsare, așa, pustiu aici și nici nu pare că se îngrijește cineva de locația asta. Și atunci trebuie să fim foarte atenți pe cine alegem administrator, pentru că se cunoaște nevoia unei mâini de gospodar. Și așa cum se face la orice întreprindere privată, unde banul chiar contează, vom discuta pe CV-uri. Acestea sunt două CV-uri. O să aveți astăzi ocazia să vedeți ceea ce n-ați văzut timp de 4 ani, deși ar fi trebuit. CV-ul primarului Ionuț Florin Pucheanu. Și ca să nu fie doar un exemplu singular, l-am pus în comparație cu CV-ul contracandidatului său cel mai vocal, cele mai mari șanse de reușită, pare a fi, de vreme ce îl și susțin două partide. Cel din care provine, care la rândul său mai e aliat cu un partid, adică USR aliat cu Plus, și Partidul Național Liberal. De fapt, noi aici nu vrem să-i facem vreo reclamă contracandidatului primarului Ionuț Florin Pucheanu. Vom analiza mai mult CV-ul său din punctul de vedere al comparației în sine, pentru că noi de fapt mai mult CV-ul primarului Pucheanu vrem să-l analizăm, să vedem și noi cine ne-a condus 4 ani de zile și dacă merită să meargă și mai departe. Chestia este că, ce să vezi, dintre ceilalți contracandidați ai primarului Pucheanu, doar CV-ul domnului Rodeanu l-am găsit la liber, cum se spune, adică era postat pur și simplu pe internet în site-ul acela de campanie pe care l-a făcut, iar CV-ul primarului a trebuit să săpăm după el. Bine, noi am fost băieți isteți și l-am căutat înainte de campanie, mult înainte. Ne-am rugat de primărie cam vreo 3 luni de zile anul trecut și am obținut un CV care, după părerea noastră, trebuia să fie postat pe site-ul primăriei la loc de frunte între actele publice, declarația de avere și așa mai departe, pentru că trebuie să știe oamenii cu cine lucrează. Practic, până la urmă și la urmă, acești administratori publici, chiar dacă sunt aleși, sunt angajații noștri, nu? Ei sunt plătiți din taxele și impozitele contribuabililor, nu vin cu bani de acasă, nu ne fac o favoare că administrează orașul. Și acum, acestea fiind spuse, haideți să trecem și să vedem, să lucrăm pe datele personale ale celor doi, în special, atenție, stați aproape, țineți-vă bine răbdarea, chemați și un vecin, prieteni, copiii să le arătați, nepoții. Veți vedea acum în premieră, veți vedea și cum arată primarul, cum arată CV-ul primarului Ionuț Pucheanu și vom lucra de aici, cum se spune, cu materialul clientului. Primul CV de care am zis că ne apropiem este cel al domnului Bogdan Ionel Rodeanu. Observăm un format de CV care pare să îmbine CV-ul european cu vechiul tip de CV, cel acceptat în marea parte a lumii civilizate, cel de CV anglosaxon. Și observați aici două lucruri foarte importante, o mică siglă așa constituită din literele capitale ale principalului prenume și al numelui de familie, BR, poza, aici putem sau nu putem fi de acord cu poza, pentru că poza acum se găsește pe contul de Facebook, dar să spune că pentru aspect, da, este un aspect mai tineresc, cu fotografia și așa mai departe, practic arată și ce fotografie o consideră reprezentativă candidatul pentru CV-ul său. Și mai departe, vedeți coloana din stânga, în care dă niște date, cele de contactul de e-mail, locul și data nașterii, permisul de conducere și, foarte interesant, linkurile către social media, către Facebook, dacă avem Instagram și așa mai departe. Și mai jos sunt abilitățile pe care și le-a făcut într-o enumerare de listă, așa, plus limbile străine, dacă vedeți jos, engleză, dar nu spune și la ce nivel de competență, respectiv pe cele trei domenii importante ale limbii, ca să zicem așa, domeniul scris, vorbit și citit.
O luăm de la capăt cu experiența politică, pentru că ce să vezi, asta este un CV postat în campanie electorală pe site-ul bogdanrodeanu.ro. Deci, da, să zicem că aici, în această situație, are rost să înceapă cu experiența politică într-un CV de care mergeți la un angajator. Trebuie experiența profesională pusă prima, pentru că aia interesează. Și avem o experiență politică din 2016 până în prezent, apoi din 2017 până în prezent, pentru că sunt niște lucruri care se suprapun, aceea de deputat în Parlament ca atare și de vice-lider al grupului parlamentar al partidului din care face parte, plus din 2017 până în prezent este și președinte al filialei, deci are și o calitate de lider local, ca să zic așa, în propriul său partid, separată de cea de ales și așa mai departe. Apoi sunt comisiile, deci iarăși ceva care privește politicul, da, e situația actuală, este un CV pentru alegeri, deci vedeți aici unde a activat, pentru că dacă tot vorbim de experiență politică, e prima, era interesant, studii de specialitate, și la studii de specialitate o să vedeți că începe cu acele studii de specialitate politică, da? La Colegiul de Apărare al NATO, de la Roma, la Centrul European pentru Studii de Securitate și așa mai departe, și specializările dobândite. Practic, din pagina 2 discutăm despre ceea ce are fiecare în CV-ul său, și anume educație, experiență profesională. Observați aici, da? Sunt o facultate de economie și administrare afacerilor cu un masterat și o licență, plus una de telecomunicații, la care, atenție, nu ne spune și ce au dobândit în urma ei, vreo licență, poate masterat și așa mai departe. Dar bănuim că a făcut studii de superioare de lungă durată, 1999-2004, 5 ani, inginerie, set complet, probabil că și licență. Și ne vom da seama mai departe din experiența profesională că acea facultate de telecomunicații s-a finalizat totuși cu, ori a absolvit-o în totalitate toate cursurile, ori poate chiar a avut și licență, de vreme ce a lucrat, uitați mai jos, după pasajele în care spune că a lucrat în cadrul universității, da, la direcția Cămine Cantine, dar de fapt el era un funcționar la biroul de orientare și consiliere în carieră. Vă vedea mai departe că a lucrat la niște firme de telecomunicații. Ce trebuie să observăm pe partea asta de aici, din pagina 2, că sunt foarte detaliat descrise atribuțiunile, începând chiar de la prima calitate acolo la direcția de Cămine Cantine, spune ce face, asigură managementul operațional și financiar la campusuri, spune că mai jos la următoarea secvență de profesională spune că la precedenta ei sunt puse în ordine invers cronologică. Era consilier la biroul de orientare și implementa și susținea servicii pentru studenți. Mai devreme, când a lucrat la un centru înainte de un centru de dezvoltare smart înainte de universitate, a fost responsabil pentru implementarea cu succes, a fost supravegheat, a participat, a avut în responsabilitate asigurarea unui circuit informațional adecvat și așa mai departe. Deci foarte, foarte detaliat ce a făcut la locul de muncă. Tot în ordine invers cronologică, mergem mai în spate, în anii 2011-2012, când era tot consultant în cadrul unui proiect rural activ. Dar apoi mai devreme a fost, atenție, responsabil la Societatea Națională de Radiocomunicații, Radiocom. Deci iată că acea licență în telecomunicații s-ar părea că există, pentru că altfel nu ar fi putut părea noastră să fie angajat la agenția aceea de stat, Radiocom, care se ocupă de transmisiile radio la nivel național, frecvențe și așa mai departe. Și acolo vedeți foarte detaliat ce a făcut. Și mai devreme, chiar în partea de jos a paginii, da? Prima experiență din această pagină, ca în ceea ce privește cronologia, este manager zonal la o firmă de birotică, RTC Biprofis, unde făcea managementul clienților, avea un plan de vânzări și așa mai departe. Deci a deja început să lucreze înainte de a lucra în comunicații, iată că a valorificat și acea facultate de studii economice în poziția de lucrător în vânzări. În continuare, în pagina a treia, vedeți alte experiențe tot legate de telecomunicații și în josul paginii, deși vorbim aici de experiență profesională, citează două perioade când a fost membru senior la Liga Studenților și mai înainte vicepreședinte la Liga Studenților Universitatea Dunărea de Jos, da? Lucru pe care, sincer, nu le-aș fi introdus în CV. Adică, totuși, aici vorbim de experiență profesională, acolo trebuiau puse la experiență conexă sau la alte abilități și competențe. Așa. Ce mai putem observa la acest CV este că
coloana din stânga, din pagina 1, s-a păstrat și în celelalte pagini și aici aș putea suspecta că s-a încercat organizarea textului astfel încât să rezulte 4 pagini în loc de 3, mă rog, o pagină în plus, acolo la CV, când de fapt s-a lăsat un mare spațiu alb pe laterala CV-ului, un spațiu inutil, pe părerea mea. Deci, ținând cont de această încercare de a părea CV-ul mai bogat decât este și ținând cont de lipsurile pe care le-am mai sesizat noi în CV, adică competențele lingvistice detaliate, ce am mai găsit, că faptul că nu se spune, de exemplu ce liceu a terminat. Și în ziua de astăzi este foarte important să spui ce liceu ai terminat, pentru că trebuie văzut pe ce ramuri ai dat bacalaureatul. Dacă ai dat bacalaureatul la un liceu de matematică fizică sau un liceu cu profil real, este una. Dacă ai dat la un liceu cu profil uman, deja anumite facultăți îți sunt barate. Adică eu, de exemplu, dacă am terminat bacalaureatul profil uman, nu o să mă pot duce niciodată la o inginerie sau la o facultate care pretinde științele exacte, da, să fi fost studiate profund, pentru că ce să vezi, uite, de exemplu, eu în clasa 12 nici n-am mai făcut chimie, dau un exemplu. Da? Sau am făcut o fizică foarte schematică și matematica la fel. Și atunci, eu știu de ce nu a trecut dumnealui liceu acolo, pentru că îi se pare că nu este un liceu, cum să spun, de mare prestigiu, este vorba de liceul tehnologic Aurel Vlaicu, fostul liceu industrial numărul 3 metalurgic, pe care și eu l-am făcut în treapta întâi, recunosc. Și dar acel liceu, atenție, în anii în care a studiat domnul deputat acolo, avea clase deja de informatică, clase de teoretic, inclusiv clase de teoretic pentru profil uman. Așadar, ar fi fost foarte relevant să aflăm unde a terminat liceul și pe ce a dat bacalaureatul, pentru că asta vorbește despre formarea profesională pe care o poate accesa ulterior în viață. Ținând cont de lipsurile astea, cred că CV-ul merită nota 8,5 spre 9, ca să lăsăm așa o marjă de apreciere. Și să trecem la CV-ul următor. Și intrăm acum cu discuția pe CV-ul al lui Timar Puchianu Ionuț Florin, după cum scrie dumneavoastră aici, deși, atenție, în mod normal ar trebui puse prenumele în fața numelui. Eu văd acolo că este o rubricație gata făcută și scrie sus Europass, curriculum vitae și așa mai departe. Eu, dacă vă uitați în partea de jos a paginii, o să vedeți că sunt trecute subsolul formatul de bundă. Acesta este un tipizat. Nu așa se face un CV. Nu se păstrează indicațiile, de exemplu, cum sunt la locul de muncă vizat în partea de sus, sub nume și datele de contact. Vedeți, scrie rubrică facultativă, vedeți instrucțiunile. Păi nu se face așa ceva, aceste lucruri se scot. Editarea trebuie să cuprindă doar acele lucruri care sunt specifice acelui CV. Da, într-adevăr, Uniunea Europeană ne dă un format, ne dă un template, ni se dă un tipizat, dar noi nu trebuie să-l păstrăm exact așa cum este el, da? Trebuie să-l adaptăm nevoilor noastre. Bun, trecem mai departe, vine adresa Galați, nu se spune și unde, ca și cum adresa ar fi în tot orașul. Ok, nu vrei să-ți dai adresa, atunci nu mai treci acolo. Nu treci Galați ca și cum, cum să zic, ai avea secrete pe care urmează ulterior să le depisteze angajatorul. Telefoanele sunt date cele de la primărie, da? Nu este în regulă, pentru că atunci când îți faci un CV, dai telefoanele persoane sau nu le dai deloc. Și dar ceea ce este cel mai important acolo este data nașterii, care, vedeți, are un loc gol. Păi, dacă nu vrei să ți se știe data nașterii, deși, na, la vârsta domnului primar, parcă totuși nu știam că e vă domnișoară sau ceva, nu mai treci rubrica respectiv, o ștergi. Și dovada că nu prea avem de a face aici cu o dexteritate în a edita un document în Word este faptul că mai jos, la locul de muncă vizat, deci chiar sub datele de contact, vedeți locul de muncă vizat, domeniul ocupațional, experiență profesională, perioada și rândurile sunt decalate. Efectiv, este acolo trecut perioada și perioada e mai jos, deci s-au decalat aceste rânduri, n-a știut să editeze astfel încât să păstreze spațializarea de la o rubrică la alta. Și vedem acolo primarul municipiului Galați și ne-a atras atenția
faptul că, deși este primarul municipiului Galați, a ținut neapărat să sublinieze cam cu ce se ocupă primarul, conduce municipiul, aparatul specialitate și așa mai departe, și spune la un final că, funcționând ca autoritate administrativă autonomă în conformitate cu prevederile legii 2015-2001. În momentul în care ești primarul, se presupune că știe lumea ce trebuie să faci acolo. Dacă vrei să fii exhaustiv și să spui cam tot ce are atribuțiuni un primar, atunci le iei frumos, le înșirui, nu faci o frază de asta generalistă și mai ales, foarte important, citezi legea corect. Nu citezi legea 2015-2001, că așa ceva nu există niciun an, nici știm noi, nu s-a ajuns la numerotare cu miile la legile României, chiar dacă România s-a învățat să aibă o legislație foarte, foarte, foarte stufoasă. Dar este vorba despre legea 215 din 2001, care este legea administrației publice locale. Dacă tot vrei să fii exhaustiv și să arăți că știi legile, apoi dă toate legile implicate acolo, că mai sunt. Legea statutului aleșor local și așa mai departe. Sunt o grămadă de legi. Da? Sunt și ordonanțe de guvern, poți să bagi acolo legi. Cred că oamenii erau mai interesați să știe, de exemplu, dacă primarul se ocupă cu, habar n-am, cimitirile și locurile de veci, locurile de parcare și spațiile verzi, sau ci primarul se ocupă, de exemplu, cu audiențe, da? Pe care domnul Puchean nu le-a ținut niciodată. Și acum o să trecem la pagina a doua, nu înainte de a observa că pe pagina întâi, atenție aici, s-a lăsat un loc uriaș, uriaș, liber, după ce a menționat că a fost director general la Serviciul Public Ecosal. Și vom trece acum la pagina a doua. Ceea ce este foarte interesant în pagina a doua, vedem acolo experiență profesională, fiți foarte atenți aici, 2012-2013 este consilierul primarului municipiului Galați. În numele angajatorului primăria municipiului Galați. Perioada mai 2007-2013, director executiv. Și aici au luat plasă unii care au mai văzut cel puțin întreagă de acest CV, pentru că, dacă observați, s-a făcut o chestie de care nu poate fi acuzat, poate să spună că a fost o scăpare, și anume a asociat paragrafele în așa fel încât să dea cu virgulă. Adică angajatorul este primăria municipiului Galați, da? Și perioada este aceasta, da? 2007-2013, când ar fi fost director executiv. Cine nu este atent la ordinea rubricilor ar putea crede că este director executiv în primăria municipiului Galați în perioada 2007-2013, când domnul Ionuț Puchianu lucra în privat, la un moment dat nu mai avea slujbă. Știți ce a spus primarul Marius Stan, care l-a și adus în primărie. Deci, de fapt, lucrurile trebuie studiate așa. Da? Asta e perioada, aici. Da? Asta e calitatea. Da? Și ăsta e angajatorul. Până aici discutăm de o perioadă. De aici încolo, în jos, da? Discutăm de o altă, cu tot o altă perioadă, până aici. Da? Și de aici încolo avem altă perioadă și alt angajator. Aici era problema. Și dacă o să vă uitați cu atenție în acest CV, o să vedeți că a fost director executiv la Steel Trade, o firmă care nu mai există, am înțeles că e și aparținea, Distribuție Națională de Produse Siderurgice. Dacă n-ați prea auzit de firma asta, probabil că nici n-a avut cine știe ce activitate. În perioada 2006-2007 a fost coordonator de vânzări la SC Sidma SRL, tot cu produse siderurgice, apoi sales manager la Romcraft, nu mai există firma, și așa mai departe, consilier juridic la SC Expert SRL, o societate de lichidare, în 2004-2005. La educație și formare, da, mai jos, observăm care primul lucru pe care îl citează, bine, în ordine invers cronologică, în 2012-2013 are o diplomă de absolvire la Institutul Diplomației Romane. Române. Asta este un amănunt, faptul că acest CV, în cea mai mare parte, este scris fără diacritice. Lucru inacceptabil. Suntem în România, vorbim și scriem limba română, nu este acceptabil să o maltratăm folosind literele fără diacritice. Dovada că știe să folosească diacritice este chiar aici, pe ultima pagină, da? Ia uitați-vă aici, la ultimul paragraf, unde vorbește despre activitatea politică și o să vedeți că totul e scris cu diacritice. Deci când ai scris despre PSD, ai știut să folosești diacriticile și în rest,
diplomația există și diplomație română și diplomație romană. Dumneata, la care institut ai fost? Dar știți care este faza? Cel mai important este că el greșește numele institutului. Adică, dacă te-ai fi dus, te-ai fi dus măcar așa la secretariat, la București, să ceri o ștampilă pe delegație, că tot te-ai dus la cursul pe acolo, hai să decontezi de la, erai la primăria municipiului care ți-a angajat, să decontezi la primărie. Și dacă te duceai numai la secretariat să ceri o ștampilă pe delegație, ți-a atrăgea atenția o secretară, bă, prietene. Aici este institutul diplomatic român, nu institutul diplomației. Nu mai spune de fapt că dacă intrai măcar o dată pe site sau treceai prin fața clădirii, vedeai că scrie institutul diplomatic român, nici de cum institutul diplomației. Așadar, numele instituției este trecut greșit. În ciuda specializării de jurist, domnul primar Puchianu dovedește că nici nu știe cum să scrie exact numele instituției de la care a luat o diplomă. Se presupune că a luat o diplomă. De vreme ce a trecut aici la experiență educațională, a luat o diplomă. Așa ceva este inacceptabil. Juriștii sunt una din acele categorii profesionale care nu au voie să dea greș cu limba română. În momentul în care nu știi să scrii sau să vorbești, s-ar putea să ai foarte mari probleme în instanță. Actele juridice, actele administrative trebuie alcătuite la milimetru, cu respectarea foarte, foarte riguroasă a limbii române. Și acum să trecem mai departe și să mai vedem din CV tot felul de amănunte ca să ne facem o idee despre cine a fost la primărie și dacă are rost să mai rămână. Și mai vedem aici, în continuare, la studii, da? Avem acolo diplomă de master în dreptul afacerilor. Dreptul de autor, opa! Dreptul contractelor comerciale internaționale, internaționale, dreptul contractelor civile. E, aici este o problemă pentru că dreptul de autor nu există, așa cum nu există nici stângul de autor. Există drepturi de autor. De ce? Pentru că dreptul este o colecție de legi, dreptul comercial, dreptul administrativ, dreptul muncii și așa mai departe, iar drepturile de autor sunt o colecție de atribuții, de drepturi efectiv ale autorului în relația cu terți, în relația cu cei care folosesc opera și așa mai departe. Deci, obiectul, dacă tot ai apucat să-ți faci program analitic în CV, lucru care nu se face, că aceste obiecte le studiază oricine la o facultate de drept, nu are rost să le înșiri acolo ca să crești numărul de pagina CV-ului, măcar citează-le corect. Este drepturi de autor, nu dreptul de autor. Mai departe o să vedeți că spune că a făcut dreptul de autor, de contractul comercial internațional, nu știu ce, societății comerciale, și nu văd aici, în afară de dreptul contractelor comerciale internaționale și dreptul contractelor civile, nu văd nimic, un obiect în care să se fi specializat în dreptul afacerii. Asta se fac la orice facultate de drept obișnuită, în calea care titulatura este doar drept și nu dreptul afaceri și mai departe. Dar să trecem mai departe. Da, după cum o să vedeți, pagina a doua se termină cu titulatura unei facultăți, da, la care a făcut drept și relații internaționale. Nu se lasă locul ăsta liber. Continuă aici, dacă nu treci titlul pe pagina următoare, unde găsim, iată, așa, ia să puțin și camera aici. A, găsim că la diploma de licență în drept și relații internaționale a făcut următoarele obiecte. Din nou o înșiruire de obiecte din programul analitic care nu se face în CV. Să nu faceți așa ceva. Și vedeți, scris dreptul civil cu C mic. Nu, este dreptul civil cu C mare. La fel cum mai departe este drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal. Toate astea se fac la orice facultate de drept. Vreau să știu și eu din toate obiectele astea, deci care este specific pentru relații internaționale. Că toate obiectele de aici le-am făcut și eu la a doua facultate de drept. Nu am ratat un obiect de acolo. Deci nu o să vedeți în toate obiectele acelea cu dreptul, nu o să vedeți nimic specific la relațiile internaționale. Dar să trecem peste asta și mergem mai departe la partea cu limbile străine, unde, într-adevăr, spre deosebire, domnul Rodeanu e foarte competent, spune cât are pe înțelegere, pe vorbire și pe scriere. Ce nivel de competență are. Ceea ce nu trece, la fel ca și domnul Rodeanu, este liceul, diploma de bacalaureat. Liceul a solit în ce domeniu era diploma de bacalaureat, adică acele lucruri care îți dau o priveliște asupra orientării viitoare profesionale a
absolventul de bacalaureat. Domne, ești pe partea de real sau ești pe partea de uman? Ca să știm și noi din ce unghi să te privim. Pentru că anumite abordări profesionale vor mai fi valabile în viață, anumite abordări profesionale nu. Și vedeți mai jos, la final, activitatea politică, vicepreședinte la Organizația Municipală a Partidului Social Democrat, da, totul scris frumos, cu diacritice, că este membru la PSD din 2009 și așa mai departe. Dar, și aici am de făcut niște observații pe acest CV, impresia generală pentru un absolvent de drept, impresia generală lăsată de acest CV este de un absolvent de drept care de-abia trece anul. Nu este acceptabil, 1. Să scrii fără diacritici, 2. Să nu știi să manipulezi un Word astfel încât să-ți apară rubricația corectă și așa mai departe. Pentru că toți în facultățile astea pe care le-am făcut, cel puțin în ultimii 10 ani, am studiat editare de documente Word, Excel, PowerPoint-uri. Există un obiect separat, pentru că primul lucru pe care trebuie să-l prestezi apoi este să-ți elaborezi propria lucrare de licență. Dacă tu nu știi să adaugi note de subsol, să pui bibliografia, să faci editarea și să ai numele acela pentru citat la notele de subsol, practic nu poți să-ți dai licența. Se făcea un an de zile, două semestre, da? Se făceau aceste cursuri pentru a ști cum să editezi în Word, cum să lucrezi în Excel, cum să elaborezi documente în PowerPoint, care apoi îți vor folosi chiar la a-ți prezenta propriile rezultate profesionale la locul de muncă. Pentru că se fac evaluări anuale și tu trebuie să arăți într-un format electronic ce ai prestat în tot acel an la locul tău de muncă. Asta, acest CV, denotă faptul că nu știe sau nu este competent să lucreze cu Word. Dacă i-a făcut cineva acest CV, iar este grav, pentru că nouă CV-ul ne apare venit într-o adresă din înaintare, prin care, bun, ni se spunea că e vorba de date personale, ca și cum o persoană publică la capitolul ăsta poate să aibă date personale. Era ceva ca și cum ne-ar face o favoare când ne trimite acest CV. Nu ne faceți o favoare. Un asemenea document vrea să afle postat pe site-ul primăriei. Și bineînțeles că ne mai citau acolo din regulamentul de protecție a datelor, care n-are nicio valabilitate în cazul de față, pentru că există un articol 85 în regulamentul acela, care spune că atunci când vorbim despre lucruri de interes public, de interes jurnalistic și de interes cultural, ca să îi bage în problemă și pe cei care fac documentare, nu, statul european respectiv trebuie să elaboreze o legislație secundară care să permită accesul, indiferent, chiar și atunci când e vorba de date personale, să permită accesul presii și al documentariștilor la documente care alminte ar proteja date personale, dacă ar duce la popularizarea unor date personale, dacă nu ar fi manipulate cum trebuie. Pentru că ei sunt capabili să șteargă acele date personale. O să vedeți că noi, jurnaliști, nu am dat niciodată adresa unde locuiește omul, noi am dat CNP-ul și așa mai departe, deși am avut acces la astfel de documente. Problema cu CV-ul domnului jurist Ionuț Florin Pucheanu este că e elaborat într-o română pe locuri deficitară, cu ortografie, nu mai discutăm, cu diacritice și așa mai departe, cu dreptul de autor și ce am mai găsit prin CV, este incomplet și, foarte, foarte important, mai încearcă să ne și facă la ochi. Adică tu lași un spațiu uriaș acolo după directorul la serviciu public ecosal, că atunci când revii pe pagina cealaltă, da, omul să piardă înșiruirea rubricilor și să-i se pară că tu ai fost director executiv la primăria Galați. Adică să lași acel spațiu pe care l-ați văzut în imagini, care să mă conducă pe mine cu ideea să asociez funcția de director executiv cu primăria Galați. Că tu, de fapt, ai fost director executiv la o firmă privată. Asta mie mi se pare o încercare de efort. Eu, unul, ca profesor, fost profesor de la clasă, aș fi dat un 3,5 spre 4 pentru un astfel de CV, în special luând în considerație încercarea de a mă face de la ochi, ca să zic așa, cu acea perioadă nebuloasă în care tu încerci să-mi induci ideea că ai fost... că ai fost director executiv în primăria Galați, deși tu ai fost la o firmă privată și, din câte am înțeles, o bună perioadă și fără slujbă. Atenție! O notă luată la clasă, una se poate repara, dar un astfel de CV, dacă ajungea un alt angajator serios care ține la banii lui, cred că nici nu mai ajungea la interviu un astfel de CV, ajungea direct la coșul de gunoi. Ceea ce poate însemna foarte mult. Poate însemna ca următoarele luni să nu ai slujbă, mult mai grav decât o notă de la clasă. Prin urmare,
ca să închidem aici discuția asta, eu zic că ar trebui să studiați foarte bine aceste CV-uri și dacă constatați că, așa cum am constatat noi, asta e opinia noastră, CV-ul domnului Puchianu are lacune mari, deși dumnealui este primarul în funcție, eu zic că asta ar trebui să se soldeze cu o perioadă în care nu va mai avea de lucru la angajatorul care suntem, respectiv la primăria Galați.